Sătui de restricțiile din pandemie, românii sunt tot mai aviți de vacanțe exotice. Pe pârtie din Bulgaria s-au format cozi interminabile, iar la Bansko, limba română pare la ea acasă. Doar în luna ianuarie, peste 4.000 de români s-au bronzat în Maldive, în vreme ce pe plajele din Zanzibar au răsunat în premieră manelele live de pe malurile Dâmboviței. Finalul iernii găsește pârtiile stațiunii bulgare Bansko pline de turiști români. Peisajul este diferit, însă altfel ai crede că ești la Sinaia. Cozile de la telescaun se întind pe kilometri, iar la fiecare metru auzi un cuvânt în limba română. Odată cu ei, conaționalii noștri au luat și bunele obiceiuri de acasă. Aproape nimeni nu poartă mască de protecție. În ianuarie și februarie, românii au fost nelipsiți și de pe plajele din cele mai exotice destinații. Mii de români au ajuns în Maldive. Vacanțe de mii de euro au plătit și cei care au preferat coasta Africii. Melodiile din cluburile bucureștene au fost interpretate live în Zanzibar, unde chiar și localnicii par să fi prins gustul manelelor lui Vali Vigelie. Noile rigori impuse de autorități ar putea însă frâna apetitul românilor pentru distracții în destinații exotice. Din 12 februarie, cei reveniți din zonele galbene vor trebui să petreacă 2 săptămâni în carantină la întoarcerea acasă.